13 euro de sănătate, control fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți, bărbătașilor, fiți cu un cuge trăit în pace și Dumnezeul dragostei al păcii va fi cu voi. Supuneți-vă unul altora, spuneți-vă unul altora sănătate, cu o sărutare sfântă, toți sfinții vă trimite sănătate, Harul Domnului și Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu să împărăsească Sfântul Duh, să fie cu voi. Amin. Amin. Mulțumim Dumnezeu pentru această zi minunată, să putem să spunem în viața lui Dumnezeu și noi să stăm la îndemână la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un timp, un plan pentru fiecare. Și de multe ori spunem noi, Doamne, cu ce greșim înaintea Ta. De multe ori spunem, Doamne, cu ce am păcătuit înaintea Ta. Și noi zicem cum Maleachii zice, răsplata dumnezească, voi obosiți pe Dumnezeu din cuvintele voastre și m-a întrebat cu ce l-am obosit. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de la el are plăcere. Sau unde este Dumnezeu plăcerți? Vedeți, noi de multe ori, cu cuvintele noastre, spunem Domnului și greșim și nu știu ce cerem doar la Domnul. Dar Domnul să dea înțelepciune cu cercere, să împlinim cuvântul Dumnezeu, pentru că El găsim viață veșnică. Și cuvântul Dumnezeu, El era ca să descopere toate în urmă, dacă stăm la îndemâna lui Dumnezeu. În seara 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și de cunoști. Amin. Și când s-au dat și când mă scol, de departe pătrunz gândul, zic că mă bun și când mă plâng și cunosc toate căile mele. Amin. N-ajunge cuvântul pe bunde și tu cunosc toate. Amin. Nu cunoaște Dumnezeu starea noastră. Nu cunoaște Dumnezeu trăirea noastră. Zice că ochii lui sunt ca fara focului. Oricum i-am ține noi. Noi suntem oameni, zice că în păcat ne-a zămânit mama noastră, dar cere ca de rog să fie, ne avem cu inimii noastre. Facă Dumnezeu să primim cuvântul Dumnezeu, dacă nu primim fraților, Dumnezeu are un cuvânt de dreptul fiecăruia. Dar dacă putea să spună, vină o scurte, bună credincioasă, de aici în odeia, în odina Părintei, în odeia să pun în tot. Dar Dumnezeu să ne dea putere să auzim cu acesta, să putem să intrăm în Părintea Dumnezeu, pentru că fără poate, fără zbăcitură, intrăm în nevea Dumnezeu. Și zice, în Iov zice, cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată că în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stele nu sunt curate înaintea lui Dumnezeu. Deci, cu cât mai puțin omul care nu este decât un verme, fiul omului care nu este decât un verbitor, ce suntem noi, frate, părinte? Suntem ca un verme. Azi suntem, da. Nu mai suntem. Dacă ne punem în gădere Dumnezeu, Dumnezeu acela care El ne poate de grijă de când a cerutul patului până când să ne punem înapoi să adormim și Dumnezeu cu noi, cât timp suntem noi cu El. Dar să vrem cu Dumnezeu, Dumnezeu să lasă de poveni, spune Dumnezeu că dă har celor smeriți. Dacă noi ne stăm la demâna lui Dumnezeu, Dumnezeu știe cum să lucrezi viața cu fiecarea. Spun, o mare bucurie este pentru că putem să fim în casa lui Dumnezeu, amin. Putem să ne bucurăm. Amin. Vă spun, de multe ori am spus și eu pe Dumnezeu că spune Dumnezeu până pe parte ca și mă veți vedea. Vedeam într-o seară, mă doi acasă pe mai puteam și îmi puneam la telefon să mă duc la spital și am zis, Doamne, aleg la oameni, eu știu care e la tine. Aleluia! Atâta de bun Dumnezeu, amin. Pe genunchi, și am zis, Doamne, Dumnezeu, putere, Doamne, că nu ne va atinge nimic de noi, nu se va atinge. Doamne, la cine să alegăm? La oameni? Vă spun că am lucrat și am stat pe jun și am stat înaintea Domnului și m-au lăsat boala duver de cap, că n-am împungat oameni. Și am zis, Doamne, știu că Tu nu-mi plumbă la așa. Vă spun, m-am pus în pat, am stat cu 10 minute, o viță ta mea, ce? Te crezi că te-ai vindecat? A treia oară, ca de două ori încercat treaba asta. A treia oară m-am pus pe genunchi, iară din nou și m-am rugat că am stat mai mult, o să viță ta mai mult înaintea Domnului. Vă spun că când m-a ridicat sus, am pus ca un om ascuns. Doamne, cât de mare sunt, Doamne! Aleluia, mărească! Plăte-i Dumnezeu, frate, mă care putea și Dumnezeu. Pentru că lumea vedem că dacă zice rău, mulți stau afară și stau nepătători de Dumnezeu. Dar aici suntem sub protecția lui Dumnezeu, aici suntem în tare. Afară sunt vestori, închinători la idol. Sub partea lor este iadul. Dar noi care suntem copiii lui Dumnezeu, avem o datorie față de Dumnezeu și față de oameni să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu, că fiecare vrem
ca familia noastră, copilașul nostru și să-i întoarcă Dumnezeu, ca acolo unde vreau să fim noi, să fie și familia noastră, să fie noi. Pentru că ne doare că suntem, că suntem creatori la Dumnezeu și fiecare trebuie să ne străduim fratele, să facem voia Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea mulțime, nu dă mulțimea biruința. De celor smeriți vă dăriți, dă Dumnezeu har. Dumnezeu are nevoie să fim o calitate înainte. Amin. Nu vrea să fim, trebuie să ne fim pocăiți numai cu numele, să ne meargă numele. Trebuie să fim pocăiți de-a binelea. Amin. Pentru că nu oricine zice, Doamne, Doamne, îți va vedea pe Dumnezeu. Numai celor ce stau din toată inima. Celor care le dă Dumnezeu har, pentru că dacă stăm la îndemâna lui Dumnezeu, dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, facă Dumnezeu să fim viitoare cuvântului, să facă Dumnezeu să împlinim, să lasă El puterea Lui ce ascunde peste noi, să ne putem bucura. Pentru că unde sunt doi sau trei Domnului prezent și noi știm că Dumnezeu e prezent să nu să pierdem Domnul Dumnezeu. Mă bucur că am ajuns să pot să vin în mijlocul dumneavoastră, să ne bucurăm, pentru că dacă te-ar primat cineva 1000, trebuie să mergi 2. Dacă te-ar primat cineva, te duci, pentru că trebuie să te dai. Dacă așa putem să împlinim cuvântul Dumnezeu. Dar cerem ca Dumnezeu să ne creeze lumină, să ne lumineze mintea, să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Dumnezeu nu a cerut avuții, nu a cerut împărății. Doamne, dă-mi înțelepciune. Eu nu trebuie să cerem ca să fac nimic. Ori cu cine stăm de vorbă să spunem despre bunătatea lui Dumnezeu. Cât e de mare Dumnezeu. Nu poate fi cu care să-i mulțumim. Dacă nu ne deschidem gura să te cheltuiați de cătul chiar și cuiul din grijă va vorbi. Dacă nu ne deschidem gura să spunem la oameni toate, ui cât de bun e Dumnezeu. Cum o dos de mine la Dumnezeu? Vă spun că dacă nu ne lăsăm pentru că avem Dumnezeu, niciun chip nu o să vedem prin Dumnezeu. Nu putem să slujim la doi stăpâni. Nu stă lumina cu întuneric. Dar dacă stăm la îndemâna lui Dumnezeu, El e acela care prinde mine și de El e acela care ne dă răbdare. Dacă ne punem bine, nu simțim doamne, n-am mai pâine. Dacă noi cerem bucătință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne lasă, fratele, cu niciun chip. Pentru că dacă mergi la un om și cer ceva, nu zice că nu poate, el zice că are, sau dacă are, nu dă, că zice că mai trebuie și pentru ăla, să dai. Dar dacă noi cerem Dumnezeu, Dumnezeu dă până la că trebuie să fie Domnul Hristos. Mă bucur că am ajuns la dumneavoastră, Domnul să-L binecuvinteze, să slujim Dumnezeu cu toată inima, să nu ne jucăm cu Dumnezeu, fraților. Nu ne putem juca, să luăm pe Dumnezeu, nu ne lăsăm cu Dumnezeu. Azi suntem în lume, mâine suntem cu Dumnezeu. Ne-am întors și eu, m-am lăsat de Dumnezeu și îmi pare rău, m-am depărtat de Dumnezeu, dar Dumnezeu să spune că dacă și noi ne primi, Domnul îmi dică. Aleluia! Dumnezeu, că am ridicat, să vii să firme cu Dumnezeu. Nu este mersul meu, este mersul Domnului. Amin! Dacă Dumnezeu nu ne întâlnați, dacă Dumnezeu nu avea milă de noi, nu eram în starea asta, nu eram. Cea mai mare bucurie să fii prezent la Dumnezeu. Să te întâlnesc cu Dumnezeu și când stai de vorbă cu El și sunt prezent la Lui, te luminezi de bucurie. Dumnezeu a venit de bucurie, dacă te lași cu lucrarea Dumnezeu, ăsta-i Dumnezeu, Tatăl. Și pentru tine, ca și Dumnezeu la Dumnezeu, să gândesc că mai este viață, în viața lumea, vede că nu vede lumea cât de rest. Vede că prin lucrul lor actuală umblă prin alte părți care nu le plăcut lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm fraților pentru ei, vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu ascultă rugăciunea unui părinte. Am stat pe genunchi pentru copilul meu și vă spun că au avut accident cu mașina. Și mâna lui Dumnezeu, după ce l-am adus acasă, nu s-a atins deloc, că trebuie cu mașina pe portar, nu s-a întâmplat nimica. Asta e rugăciunea pe minte, pentru părinte, pentru oricine, dacă ne rugăm înaintea Dumnezeu. Că Dumnezeu spune că orice vom cere la El Dumnezeu, că mi se spune de Dumnezeu. Mă bucur că am ajuns la dumneavoastră, Domnul să-L binecuvânteze. Domnul să-L binecuvânteze. Să-L binecuvânteze.